Continuăm discuția cu doamna psihoterapeut și consilier școlar Mona Pricop. Vorbeam mai devreme despre felul în care părinții ar fi minunat să reacționeze într-o astfel de situație în care copilul întors de la școală spune că nu a obținut succesul pe care și l-ar fi dorit el sau pe care l-ar fi așteptat părinții. Iar discuția, cel puțin la nivel teoretic, ar trebui să se bazeze pe niște discuții anterioare, spuneați, din vremea copilăriei mici, în care el ar trebui să fie învățat de către părinte să-și identifice emoțiile, apoi să-și le... să fie exprimate, validate de către părinte și găsite împreună căi... La nivel de gestionare. Da. Dar astfel de discuții, spuneam mai devreme, durează ceva. Necesită timp. Timp de care tot mai mulți părinți se plâng și chiar am prieteni, părinți responsabili. Responsabil însemnând că îi asigură tot confortul material copilului, că îl întreabă în fiecare zi cum s-a simțit astăzi la școală, îi spune noapte bună, eventual își face timp, chiar dacă la o oră foarte târzie, pe la 11, când copilul încă l-așteaptă în pat să vină alături de el și mai citește și o poveste, dar nu are suficient timp de-a lungul unei zile, în timpul săptămânii, să vorbească mai mult de atât. Și atunci, pentru că nu are timp, nici să-l sprijine la teme, încearcă să găsească substituți, înlocuitori de calitate, pentru că sunt părinți responsabili, își doresc lucrul acesta și lasă copilul pe mâini profesioniste, așa și în privința temelor. Dar, încă o dată spun, ei, părinții nu-și găsesc timp să petreacă mai mult cu copiii. Și atunci ce fac astfel de părinți care, la un moment dat, identifică faptul că există o problemă, dar nu știu exact unde? Pentru că fac tot ce le stă în putință, mai mult nu pot. Da, e foarte adevărat, ne întâlnim cu aceste cazuri, doar că important este, din nou, e foarte important să ajungă la copil mesajul care trebuie. Adică, ok, eu te las pe mâna unor profesioniști, eu nu am timp, se ocupă alții de tine, dar e important cum se simte copilul. Mama, tu ai încredere să mă lași acolo, tu mă lași să fac ce vreau eu, ce-mi place, tu ții cont de părerea mea, părerea mea contează. Deci important e cum mesajul care ajunge la copil. Știți, cred că mai vorbeam și altă dată în emisiune, important este nu intenția părintelui, care întotdeauna este foarte bună. Orice părinte are intenții bune. Important este mesajul care ajunge la copil. Uneori, între mesajul de la părinte și cel care ajunge la copil, e o discrepanță. Aici intervenim noi, consilieri, și încercăm să-i ajutăm de cele mai multe ori pe cei mari să înțeleagă care e nevoia neîmplinită a copilului, de ce el reacționează așa. Da? Și atunci, dacă sunt, spre exemplu, situații de părinți care reușesc foarte bine, chiar dacă nu au timp, dar reușesc foarte bine să transmită copilului sentimentul că tu contezi pentru mine. Sunt plecat toată ziua la serviciu, dar i-am scris un mesaj sau am vorbit odată cu el la telefon și el știe că mama se gândește la mine, mama e acolo, chiar dacă... Da, noi știm că uneori ne luăm lăsați duși de val, da? Dar se poate, sau cu siguranță poți să creezi o conectare cu copilul tău, chiar și de la distanță. Și lucrul ăsta l-am văzut la părinți plecați în străinătate, foarte interesante observații. Părinți plecați în afară, care se simt atât de conectați cu copiilor și copiii sunt ok și n-au nicio problemă de adaptare la școală. Pentru că ei știu că mama e acolo pentru mine, mama mă ajută, mă sprijină, vorbesc cu ea chiar de la distanță. Deci important e ce simte copilul. Dacă copilul are sentimentul că e abandonat, că tu mama ai plecat, da, că m-ai lăsat, atunci situația nu e cea mai fericită. Important e, din nou, mesajul acela, interpretarea pe care o dă copilul. Și de cele mai multe ori, adică vedem că se poate. Sunt părinți și am cunoscut din ce în ce mai mulți părinți care au reușit să facă lucrul ăsta. Să-l facă pe copil să se simtă conectat, chiar la distanță. Da, apropo de
interpretarea aceasta pe care o dă copilul, care poate fi total diferită de mesajul pe care ar fi vrut să-l transmită părintele. Se întâmplă de foarte multe ori ca la întoarcerea copilului de la școală, părintele să fie încă la serviciu. Primul lucru pe care îl face părintele când a văzut că a trecut de ora 12 sau ora 13 este să sune copilul, pentru că e un părinte responsabil, să-l întrebe cum a fost la școală, ce note a luat și să-i reamintească că ar fi bine să se apuce să scrie temele ca să scape de ele și să aibă după aceea timp să facă ce își dorește. E o abordare corectă aceasta, pentru că eu uneori am senzația că părinții sunt foarte riguroși, foarte serioși și își doresc să bifeze în agenda, da, a sosit ora 12, acum trebuie să-mi sun copilul și să îl întreb despre asta, despre asta, despre asta. Și chiar dacă primește un răspuns de genul, cum a fost la școală, bine, ce notă ai luat, n-am luat note, ai grijă, scrieți repede temele când ajung să fie gata ca să poți să faci ce îți dorești. Sau cum ar trebui bifat corect, să spunem, dacă, mă rog, bifat e cu ghilimele de rigoare în agenda părinților? Care ar fi întrebările care l-ar ajuta să se conecteze cu adevărat? Pentru că e o falsă conexiune aceasta cu copilul. Copilul îi va da doar niște răspunsuri care să fie date. Da. Și, de fapt, părintele nu va afla nimic. Copilul nu se va simți conectat cu părintele și nici nu va acționa așa cum își dorește el, să se apuce imediat de teme, să le facă cu seriozitate, cu conștiinciozitate și nu doar ca să scape de ele. E adevărat, e foarte adevărat. Asta este nevoia, uneori, de cele mai multe ori, este nevoia părintelui de a simți că a făcut el ce trebuie. Deci eu, ca părinte, mi-am făcut datoria. L-am întrebat, l-am sunat. Dacă o fac doar ca să mă simt eu liniștit, da, e clar, e nevoia mea, dar trebuie să mă gândesc cu are nevoia lui de a simți cu adevărat că el contează, de a-l face să simt că el e capabil, că am încredere în el. Spre exemplu, aș putea să-l întreb diferit cum te gândești să-ți abordezi temele pentru acasă, când te gândești să începi, acum sau mai îndată. Copilul, evident, va mai tărăgâna, poate, da? Îi arăt că eu țin cont de părerea lui, îi arăt că am încredere în el. Da? I-am amintit că are de făcut teme. Observați, i-am pus întrebarea când te gândești să începi sau cum te gândești să abordezi. Dacă o să folosesc multe imperative, știți, mai spun eu de multe ori părinților, deci nu imperative, ci semnul întrebării, da? Propoziții interrogative. Fă-ți temele, deschide-ți aia, mă rog, fă-ți, strângeți hainele și așa mai departe. Toate sunt porunci. Sună imperativ. Ei, în momentul în care îl întrebi, deja îi arăți că ai încredere în el, îi amintești ce are de făcut și atunci e posibil să nu se simtă atât de vizat, atât de direct. E foarte important tonul acesta care face muzica, cum spunem noi. Da, eu zâmbeam acum pentru că mă gândeam că pe ușa frigiderului meu este un bilețel pe care l-am adresat copilului meu, tocmai pentru că mai uită uneori anumite lucruri și propozițiile sunt exclamative. Dă mâncare pisicii. Aha. Cum ar fi trebuit formulată propoziția? Da, sugestie, ai dat mâncare pisicii. Exact, în formă de întrebare. Nu ar fi sunat mai bine. Cu toții facem greșeli. E important însă să le identificăm corect. Bun, nu e o greșeală, haideți să nu exagerăm, e o greșeală să-i faci. A fost așa, o trecere, în general, clar. Oricât de multă teorie am cunoaște, oricât ne informăm, oricât am cere sfatul unor specialiști, greșelile sunt inevitabile. Sau erorile, cum spunea domnul ministru. Deci facem greșeli ca părinți. Important este să ne dăm seama într-un anume punct că am greșit, să încercăm să îndreptăm lucrurile acestea. Aș vrea un pic să ne referim și la timpul liber pe care ar trebui sau n-ar trebui să-l aibă copiii și cum ar trebui să abordăm acest subiect. Pentru că, deși am mai discutat, eu cred că încă mai trebuie discutat și subiectul ar necesita și mai multă discuție decât cea pe care o putem purta în seara aceasta. Legat de gadget-uri, de calculator, de statul pe rețele de socializare. Cum
am putea aborda această problemă cu copiii, indiferent de vârstă. Sau acum, să spunem că soluțiile sunt diferite în funcție de vârstă. Ca timpul pe care îl alocă în spațiul online să fie redus. Nu inexistent, clar trebuie să se întâmple și asta, pentru că trăim într-o era a tehnologiei. Dar să-l facem să înțeleagă că nu e tocmai bine să petreacă foarte mult timp. Da, aici când vorbim de timp liber, depinde. Uneori constatăm că unii nu prea au timp liber, unii copii, pentru că părinții au avut grijă să-l umple cu tot felul de activități. Asta e un aspect. Calitatea timpului liber, într-adevăr, e un aspect important. Trebuie să văd către ce activități îl dirigez pe copil, activități care să-i placă cu adevărat și activități în care el să se poată simți încurajat. Pentru că am constatat părinți care înscriu copilul la tot felul de activități extrașcolare, dar cumva, nu știu, intenția părintelui este de a-l trimite în diverse locuri pentru a vedea ce-i place, pentru a descoperi ce-i place. Ori am constatat uneori că în momentul în care copilul merge, a mers la karate, nu mi-a plăcut, a mers la chitară, nu mi-a plăcut, a mers nu știu unde, nu mi-a plăcut. În momentul în care copilul experimentează eșecul, cu ghilimele de rigoare, deja se descurajează. Ca și cum am fost acolo, n-am fost bun. El nu înțelege că e dus ca să descoperă ce-i place. Asta e un aspect. Am întâlnit în practica noastră situații în care copilul pur și simplu nu mai vrea să mai încerce nimic pentru că a fost în mai multe locuri și nu i-a plăcut. Nu înțelege intenția bună a părintelui de a-l ajuta să-și descopere aturile. Și ajuta să înțeleagă că, de fapt, intenția a fost de a descoperi unde e locul lui. Da, doar printr-un mesaj corect, o explicare corectă. Explicare deci corectă. E foarte important ca părintele să explice intențiile. Exact. Tu alegi. Mergem să vedem. Și acolo, și acolo, tu alegi în final. Pentru că în discuțiile noastre, spre exemplu în consilierile individuale, când întreb copii unde mergi, la ce, păi merg la not, la basket, la dans, la engleză, karate, zic, uite, dacă mâine mamițar spune că nu mai poate să te ducă la ceva, nu mai are bani sau, știu, la ce ai renunța? Foarte repede îmi spune, păi la ăsta. Este clar că acolo el nu merge din plăcere. Dar la ce n-ai renunțat nicicum? Păi din nou la ăsta. Deci are un domeniu clar, da, la care n-a renunțat și unul la care a renunțat cu mare ușurință. Deci e clar că nu în toate merge din plăcere. Asta odată. Apoi, partea legată de, spuneați, de utilizarea tehnologiei. E adevărat, tehnologia are beneficiile ei și nu putem să le negăm. Ori aici totul e de dozaj, de timp. Cred că numai prin stabilirea unor reguli, fiecare familie are niște reguli. Și aici mai recomand eu părinților următoarea strategie, să zic așa, stabilim ca regulă. Calculatorul poate fi folosit doar după teme, să zicem o jumătate de oră. Dacă tu alegi să nu faci temele, înseamnă că ai ales să nu folosești calculatorul. Observați nuanța. Deci e o consecință logică, nu-l pedepsesc, nu-ți dau calculatorul. Este alegerea ta. Da? Și în felul ăsta copilul simte că este respectat. Tu alegi, da? Orice activitate plăcută este după activitatea obligatorie, după teme, după, da? Pentru că noi la început am convenit niște reguli. Asta este regula casei. Asta facem. Deci să convenim reguli. Sigur că da, să convenim, să ajungem la un consens, da? Nu impus. Totul este discutat, negociat și atunci copilul înțelege încet, încet, el vede, da, și la un moment dat va ajunge să facă lucrurile respective, dar nu impus, nu la modul brutal, nu la modul lipsit de respect. În momentul în care copilul alege, deja sună altfel. Pentru că dacă e impus brutal, cu siguranță la un moment dat regula va fi încălcată. Se va ajunge la o situație mai neplăcută decât am anticipat-o. Da. Asta la nivelul copiilor, hai să spunem așa, de gimnaziu, copiilor mai mărișori. Dar gândiți-vă, ni se întâmplă la nivelul grădinițelor, spre exemplu, foarte mulți părinți care vin cu copii, da, care de la 2 ani butonează. Doamnă, știe foarte bine, dar de când știe lucrul? Păi de anul trecut deja știe să deschidă, să utilizeze. Sunt foarte mândri. Și sunt foarte mândri de asta. Copiii hiperkinetici, pentru că întotdeauna tehnologia a accentuat latura asta
hiperkinetismul la copii și atunci obligatoriu acolo, tu ești părintele, tu ești adultul, butonul e la tine, cum spun eu, da? Copilul la vârsta aceea nu știe că, hai, renunță. Spunea unii părinți, doamnă, dar nu știu ce să-i fac. Ar trebui da, să la știe, o anumită nu? vârstă, totuși eu sunt cel care decid ce e bine pentru el. E adevărat, nu impus, ci găsim alternative, nu interzic calculatorul, ci venim cu alternative, da? Uite, avem de făcut asta, asta, și atunci încet, încet copilul se va duce. Nu știu dacă vei este cunoscut la un moment dat, cred că una din cărțile sale, Virgiliu Gheorghe, dacă e... e cunoscut ca autor, avea el, făcea o comparație între ce se întâmplă în mintea unui copil în momentul în care stă pe telefon, pe calculator, la televizor, și ce se întâmplă atunci când se joacă în aer liber. Și dădea exemplu cățăratului în copac. Și spunea că în momentul în care se cățără în copac, el, de fapt, fiecare mișcare pe care o face, o procesează, înseamnă o creare, se creează rețele neuronale noi. Cum se urcă, pe care creangă, cum pune piciorul, cum se prinde, cum sare din copac să nu se lovească. Deci fiecare mișcare înseamnă învățare pentru el, că e rețea neuronală nouă. Pe când stă în fața calculatorului, e o stare, aseamănă el, o stare de semitransă, în care nu are loc învățarea, e doar o... secvențe repetitive, exact, în care el exact, este doar un spectator. Exact. Da, ar fi fost mult mai multe de discutat. Din păcate, știrile vin repede peste noi și trebuie să ne oprim aici. N-aș vrea să fie așa doar o întâlnire anuală, ci vă mai aștept în curtea școlii, măcar încă o dată în acest sezon. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența din seara aceasta. Vă urez mult succes în activitatea profesională, dar și acasă, pentru că sunteți mamă. Cu mult încă o dată, drag. Mulțumesc. Cu mult drag, mulțumesc. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ați fost alături de noi aici, în curtea școlii. Vă invit să fiți alături de noi și marțea viitoare, începând tot cu ora 18:40. Vreau să mulțumesc încă o dată celor de la salonul Perfect Style, situat în cartierul Opcini. Și dumneavoastră să vă dau întâlnire marțea viitoare, nu înainte însă de a vă ura, o săptămână ușoară și mult succes la școală!